După o vară oarecum liniștită, autoritățile sanitar-veterinare buzuene sunt din nou în alertă din cauza pestei porcine africane. În prezent sunt active șapte focare de peste în comunele Cernătești și Zărnești, în gospodăriile oamenilor. Toți cei 52 de porci din aceste localități afectați de boală au fost sacrificați. De asemenea, autoritățile sanitare au impus măsuri pentru a preveni răspândirea bolii. Potrivit reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare Buzău, cel puțin la Cernătești, focarele de peste porcină au apărut din cauza porcilor mistreți. În această săptămână au mai fost stinse alte patru focare de peste porcină în zona Râmnicului, la Puiești. Pe final de an șoferii vor putea circula de la Buzău la Focșani pe autostradă. Anunțul a fost făcut ieri de premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, în cadrul unei noi vizite pe șantierul autostrăzii Moldovei. Potrivit celor doi oficiali, stadiul lucrărilor pe acest tronson al autostrăzii A7 depășește 90%, ceea ce înseamnă că primele loturi vor fi deschise circulației în această toamnă. Mai precis, șoferii vor putea circula pe lotul 1, cu excepția podului de peste râul Buzău pe lotul 2 și lotul 4 din tronsorul Buzău-Focșani de la începutul lunii noiembrie. Ulterior, în decembrie, ar urma să fie deschis și lotul 3. Pregătite pentru circulație vor fi și primele două loturi de pe tronsonul Ploiești-Buzău. Singurul lot rămas în întârziere este lotul 3 de pe autostrada Ploiești-Buzău, respectiv Pietroasele Municipiul Buzău, unde constructorul a fost desemnat după un an de contestații. Buzuenii sunt așteptați și în acest an la Berca la Festivalul Cârnaților de Pleșcoi, eveniment ajuns la cea de-a 11-a ediție, care va fi organizat în perioada 27-29 septembrie. Cam fiecare an, Festivalul Cârnaților de Pleșcoi aduce în prim plan tradiția și gustul autentic al renumiților cârnați de Pleșcoi, produs românesc recunoscut și protejat în Uniunea Europeană. Pe durata celor trei zile de festival, buzuenii vor putea degusta, dar și cumpăra de la producătorii și comercianții prezenți, Tradiționale din carne, brânzeturi, legume plăcinte și alte bunătăți. De asemenea, în fiecare seară, organizatorii au pregătit numeroase concerte de muzică populară și dans. Capul de afiș al spectacolelor este concertul susținut de Andra, duminică seara, 29 septembrie. Teatrul George Ciprian din Buzău se pregătește pentru deschiderea unei noi stagiuni. Primul spectacol este Capra cu treiezi, un spectacol pentru întreaga familie în regia lui Ionuț Octavian Ghinea. Din distribuție fac parte Ionuț Ghinea, Cristi Martin, Radu Pavel, Anda Pantiș, Cătălina Felicia Cruceru și Zabi Tudor. Spectacolul va avea loc duminică, 15 septembrie de la ora 11. De asemenea, publicul este invitat pe 29 septembrie de la ora 18 la o nouă piesă de excepție. Despre Pretândrețe în regia lui Vlad Trifaș, cu Șerban Gomoi, Măcrina Bırladeanu, Ioan Coman și Ioana Cojocărescu. Biletele pot fi cumpărate de la agenția de bilete din Bulevardul Nicolae Bălcescu de la Teatrul George Ciprian sau online. Prețul unui bilet variază între 30 și 50 de lei.